Spitale, psihiatrie, închisori. Ok, și mulțumim pentru vești. Împreună cu Ana Maria Apostol vom pune degetul un pic pe rană, dar știi cum e? Fără masaj de la dur nu trece nici o problemă musculară, să zicem. O să ne înjure niște părinți, dar asta e, acum că sunt și eu părinte, iau altfel înjurăturile, le diger altfel. Vorbeam despre felul în care un copil în vacanța asta, că suntem în vacanță, devine foarte, foarte contagios și strică și alte vacanțe. Acum putem pune hotarul bunului simț în diverse locuri. Important este să știm că e bine să nu deranjăm în jur. O să le iau pe rând. Ce se propagă ca boală și ce nu se duce mai departe? Că eu nu cred că toate formele de muci, poate muci ăștia de scurg de la frig pentru că ai stat prea mult în frig, eu nu cred că asta înseamnă că dai la tot hotelul. Da, într-adevăr trebuie să facem diferență între muci. Se formează secreții nazi din cauza frigului, secreții seroase care nu sunt infectate niciun fel. Da. Dar dacă imunitatea noastră este scăzută și persistăm să stăm în frig, până la urmă, germenii din jurul nostru sunt în aer, virusuri și bacterii vin și se alipesc de mucoasa nazală, infectează mucoasa nazală și acele secreții seroase de la frig se transformă în niște secreții vâscoase spre galben. În momentul în care sunt secreții foarte vâscoase și galbene și nasul foarte înfundat, atunci acele secreții sunt infectate cu virusul respirator și bacterii. Deci trebuie să știm că în jurul nostru, mai ales în frig, când este foarte frig afară, ei persistă în aer câteva ore bune și prin inspirație le preluăm pe mucoasa respiratorii, nas, gât și plămâni. Da? În momentul în care avem acele secreții, ce simptome apar pe lângă nas înfundat? Strănuturi și tuse. Da. Mai ales tusea, elimini în jurul tău o cantitate foarte mare de germeni, care de asemenea stă în jurul tău. Dar dacă ai pe cineva lângă tine, el va inspira aerul acela și acea cantitate de germeni va veni asupra lui și se va infecta chiar dacă este adult. Noi, în principiu, știm că adulții au imunitate foarte bună și nu mai preiau infecțiile de la copii. Greșit. Adultul de obicei este foarte obosit, mai ales mămica. Este foarte obosită că stă cu copilul care este deja răcit și este nedormită și atunci are imunitatea scăzută și preia foarte ușor această infecție de la copii. Și va face și ea secreții, va face și ea răceală, se va simți și ea foarte rău. Deci vorba aia, cred că mi-a adus fiul ceva de la grădiniță. Nu e o închipuire. Poți să te mulțumești tu de la copilul care vine... Da. De la este cu foarte cel. Valabil. De multe ori văd în cabinet copilul răcit și mămica de cel mai multe ori, dar și tăticul răcit. Depinde cât de obosit ești. Ce ați vrut să spuneți, doamna doctor, că tăticul e mai puțin obosit sau unde bateți? Că nu am înțeles. De obicei mămica stă și doarme cu copilul. Nu doarme, că doarme. Aia e problema. Și cum se transmite această infecție a copilului, această răceală la părinte? Poate o să într-adevăr să mă înjure părinții. Părinții au tendința când copilul este foarte răcit să stea cu el cât mai mult, să-l îmbrățișeze cât mai mult, să-l pupe, să-i dea un confort emoțional, să stea în pat cu el și să doarmă. În momentul acela, alipirea asta care se produce, este riscul de contagiozitate mult mai mare. Da? Dacă copilul, în momentul în care tușește copilul, dacă îl scoți la cabinetul medical sau afară te mai întâlnești cu prietenii și el tușește, în momentul acela trebuie să-i pui mască. Masca îi va proteja pe ceilalți din jur să nu dea copilul acela germenii care i-are deja în el. E, în casă, dacă copilul este micuț și nu poate să poarte mască, atunci mămica, dacă stă lângă el lipit, ar trebui să poarte mască ca să nu preia și răceala, că răceala aceasta poate să fie foarte groaznică și pentru mămică inclusiv. Poate să facă o sinuzită urâtă cu durere de cap îngrozitoare și nu se mai poate concentra asupra copilului. Dar și faptul că ești două zile scos din uz, mie mi se pare suficient că îți dă viața peste cap. Hai să reluăm discuția cu copilul care merge să vadă cu verișorii lui. Da. Mulți. Da. Noi ne strângeam o mână mare de oameni de sărbători la țară. Dar nici nu putem să încuiem copilul, iertați-mă, nu putem să-l punem în grajd, să-l legăm de iesle. Deci trebuie să găsim o soluție. Ori cu mai multă atenție, ori poate cu măscuță. Cu măscuță. Și, apropo de atenție, știi ce insistă tot timpul? Apropo de atenție, să suflăm nasul.
Okay. Da? Să-l ținem curat. În nas sunt acele secreții pline de germi și printr-un simplu strănut, gata, a eliminat în jurul tău, în casa în care ești, deja sunt germi și a doua zi, a treia zi, deja oamenii sunt infectați și au răci și ei. Dacă tu vrei să-l duci pe copil în travel, că trebuie să-l duci, curăță-i bine nasul înainte de a pleca de acasă. Dacă face muci și în timpul cât stai la verișori, curăță-i în permanență nasul. Dacă nasul este curățat în permanență, s-au dus și acei germeni din nas. Da? Deci, apropo de atenție. Și dacă trebuie neapărat să te duci la rude, deși ai putea să stai acasă, dacă stușește copilul foarte tare, cel mai bine ar fi să nu-l duci. Pentru că nu poți chiar să-i pui mască în permanență, că trebuie să mai mănânce, trebuie să mai pună în guriță, o linguriță, o furculiță, care s-a infectat cu germenii din gurița lui și acele lingurițe nu sunt spălate, nu sunt dezinfectate chiar cum trebuie. Foarte mulți oameni au impresia că sunt contagioși în momentul doar când fac febră. Nu! Febra este un simptom care apare și nu apare în viroze. Dar asta nu este un element care să te determine că doar dacă faci febră ești contagios. Ești contagios și dacă ai pur și simplu niște muci. Dar nu muci seroși de la fric, ci muci încărcați. Și îi vezi, când suflă copilul în nasul, te uiți și tu în batistuță. Și vezi, dacă sunt vâscoși galbeni, atunci sigur sunt vâscoși. Întrebare tehnică. Câte locuri aveți la cabinet, așa, în sala de așteptare? Câți oameni în cap? Câți? Nu știu. 10, 50? Nu, 50 nu, 10 cel mult. 10 oameni. Eu sunt tată, așa. Vin cu puștiul meu care tușește tare. Că de-aia am venit la doctor, că altfel îl tratam acasă. Pe mine nu mă interesează, că al meu deja e răcit. Da. Au dreptul ceilalți părinți să fie supărați pe mine că am venit cu copilul așa și nu poate am găsit o altfel de programare sau au șansă alți copii să ia dintr-o sală de așteptare de cabinet vreo boală? Dacă copilul tău nu poartă mască în momentul ăla să păstreze germinii, hai să zicem, la nivelul măștii, atunci germinii lui, dacă tușește și strănută, sunt în aerul din acea cameră și ceilalți copii sănătoși care vin pentru probleme cronice, pentru niște polii sau pentru un dop de ceară și ei sunt sănătoși, dacă stau cel puțin 10 minute, un sfert de oră lângă copilul tău care tușește și nu poartă mască, atunci preia și el germeni. Într-adevăr, există risc de contagiozitate în sale de așteptare la cabinetul medical. De aceea există această regulă și niște afișe care se pun pe ușa cabinetului și a spitalului, toți copiii poartă mască. De multe ori am văzut adultul, părintele poartă mască și copilul care tușește nu poartă mască în cabinetul meu care este foarte micuț. Părintele nu are nimic în acel moment, dar copilul are. Și atrag atenția, dacă tu porți mască, pune-i și copilului. Mulți îmi spun, copilul nu acceptă masca. Acceptă, dacă tu îl înveți de mic și dacă tu îi povestești. Copilul de la 6 nu te înțelege. Trebuie tu să vorbești cu el, să-i povestești și când vii la medic, ca să nu fie foarte supărat și să stea nemișcat, să poți să-l examinezi cum trebuie. Tu trebuie să-i explici înainte unde vii, ce-i face medicul și că medicul este prietenul tău. Și apropo de mască, tot așa poți să-i explici unui copil de 2 ani că trebuie să poarte mască, te vede și pe tine că porți mască și îl va proteja și pe el și pe ceilalți din jur. Trebuie să avem această conștiință civică, să ne protejăm și de ceilalți din jur, să-i protejăm pe ceilalți din jur. Pur și simplu prin purtarea acestei măști în momentul în care copilul mai ales tușește și strănută. Am nu înțeles. Zic când iese afară, în frig. Dar exemplu. În comunitate. Doar în comunitate și inclusiv acasă de sărbători, când suntem cu rudele, dacă tușește foarte rău, ori îl ții acasă, ori într-adevăr îl pui să poarte mască. Sper că am fost pe înțelesul tuturor, chiar dacă unii vă mai înjură, lasă-mă înjură pe dumneavoastră, că dumneavoastră sunteți și bau-bau. Dacă nu mănânci tot, te duc la doamna doctor să se uite la tine în urechea. Nu, te duc. Deci dumneavoastră sunteți și babau, dar cred că sunteți pentru părinții inteligenți și copiilor, sunteți și cel care îi face bine. Și cred că această discrepanță, această ruptură ar trebui rezolvată tot noi de părinți, care suntem în continuare foarte fraieri și speriem copiii cu domnul doctor. Da. Sau doamna doctor. Mulțumim tare mult, să aveți sărbători fără telefoane multe. Mulțumesc. Să sune. Sunați, dar știți când? Pe 25. Poate nu-i urează nimeni nimic doamnei doctor. Pe 25 sunați o să o întrebați. Așa, bă, copiii ăștia numai noaptea și în weekend de sărbători se îmbolnăvesc. Eu nu știu ce e cu ei. Răzvan? Era una, știi tu, unchiul ăla care...